Cei doi protestatari au fost chemați la discuții imediat după ce au ajuns în fața inspectoratului de poliție. Ion Fugaru nu a ajuns însă la nicio concluzie cu Viorel Caragiaba, mai mult spune că a fost șantajat să renunțe la protest. De ce încearcă să vă intimideze? Păi să-mi spună, nu vrea să... De ce a venit cu acele dosare? Că dumnealui este mandatat să facă cercetări în dosarul ăla. Păi cum să cerceteze el în dosarul ăla oamenii care sunt în subordinea prefectului? Vi se pare normal? Încearcă să vă intimideze. Da, deci sunt șală, s-au păcălit. Fugaru a recurs la greva foamei deoarece spune că de un an și ceva șeful IPJ Gorjii monitorizează toate mișcările prin șeful de post de la Cărbunești. După ce a luat decizia de a protesta, acestuia i s-a alăturat și fostul consilier de la Alimpești, care protestează pentru faptul că i-a fost dărâmată casa de la Bumbești Pițic, dar și pentru ilegalitățile pe care le-a făcut primărița Elena Mosor în legătură cu canalizarea. În această privință a primit un răspuns, dar continuă protestul pentru celelalte probleme. Astăzi am aflat un lucru foarte important pentru mine. Faptul că această primăriță are un prejudiciu de 23 de miliarde, nu de 5 miliarde cât s-a spus până acum. Ați căzut la, da, să zic așa, înțelegere. Cu poliția, da. Mai aveți treabă cu judecătorii și... Cu această doamnă Tâlvescu și cu finanțele. Sincer, mă simt tâlhărit de finanțele Gorj. Cei doi nu vor să renunțe la protest până când nu va sosi o comisie a Ministerului Administrației și Internelor care să verifice cele sesizate de ei.